scaunile alea, tă, îi prinde zăpadă. Dacă ar veni mutul, ar zice, mamă, cât praf! Păi nu știi care-i treaba? Ca să tragă copertina aia, ieșa mult mai scurt. Așa, primărierul de Sfărianta e finanța să nică pe stadion și a adus mostul de pușcăriași care se dezăpezească. Ieri erau fix 100 de pușcăriași la dezăpezire pe Național Arena. Nu ești mai ieftin așa decât să tragi copertina? Nu? Păi și atunci de ce mai dacă să tragi copertina aia costă, Maria? 20 de milioane de euro a costat copertina. De ce au mai pus copertina? Marandalele, ideal, așa. Bine, 20 de milioane pentru fraier, că ea probabil că fi costat vreo 2 milioane, da. Și vreo 18 milioane s-a împărțit, nu domnul cu tare, nu cu tare, nu cu tare, nu cu tare, nu cu tare. Este 58 de minute. Să vedem ce mai zic ascultătorii. Autobanda Timișoara Arad. Ce? Autobanda Timișoara Arad, da. Adică autostrada, ne place să ne mai alintăm. Mă rog, porțiunea de autostradă dintre Timișoara și Arad sunt minus 24 de grade Celsius, ne zice Paulo. Da, e fric, e iarna adevărată, măcar îngheață microbii. Nu vă tot gândați ca babele la petrecanie. Te pupă Iulia. Da, nu ne-am cântat, Iulia. Da, da, e fric, să zicem că nu-i fric. Altcineva zice, bună dimineața, vă rog din suflet, spuneți-mi și mie dacă mâine încep în grădinița, nu am cu cine să-mi las copilul de 4 ani, până acum am dres-o, dar de mâine nu știu unde am vrut să o iau. Dar și Cristina te București. A, dar pentru că să-l dau de la radio, suntem 2-3 ore. Și trebuie să o lăsați aici la grădinița, un program normal, Radio Zoo, o grădinița în puii mei, Denis, eu, educatoare, Zuț, da, ține copii de mână, ca o mamă. Pe videoclipuri de pe YouTube, zici, care se dau peste cap, adică absolut nicio problemă. În principiu de mâine ar trebui să înceapă și școlile, să când deschide și grădinițele, până la ordine, mâine, copiii, sector, îl îmbăci. Nu, paradis al românilor, este Dubaiul, românilor care vor să lucreze, să câștige un ban. În Emiratul Arab se caută personal în hoteluri, companii aeriene, dar și muncitori în construcții sau cadre medicale. Responsabil de această chestiune e o firmă din Iași, se cheamă LAL SAX International din Iași, care recrutează oameni dinamici, vorbitori de limba engleză, așa, cu ușoară influență, cum spunea. Pentru posturi în hoteluri, companii aeriene, aeroporturi, mall-uri și alte domenii. Printre clienți se numără Emirates Airline, IAS Hotel, nu știu ce e asta, Rivoli Group și Jumeira. Asta e un hotel cu Jumeira. Jumeira e rău. Rău de tot. Bun. Deci să duc... Cine că câștigă o chelăriță? Unde? În Dubai. Cât prețul dă direct pornire, deci aparatul pornește de la 1000 de parai pe lună. Nu e rău, e rău. Nu e rău. Barman, 1000 de parai pe lună, personal medical, între 4.000 și 5.000 de euro pe lună pentru început. Vânzătoare, 1.350 de euro pe lună. Mulțumim frumos, este ora 8, mie știri și bucură. Imediat strigăm numele pentru 400 de euro și o cheie de la Mega Apartamentul Zoo.